Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură: ce putea să însemne toate acestea? Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat mare îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbli. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după porunca ta. Și îngerul a plecat de la ea. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că în casă nu era loc în casa, nu, pentru că era din casa și din seminția lui David. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Iosif a întrebat în multe locuri, dar niciun han nu avea camere libere. Așa că au găsit oiezle și Maria a născut pe fiul ei din tâi. L-a înfășat în scutece. L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau în câmp și făceau de strajă noaptea în jurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a spus: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor,
care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iezle. Și deodată îngerul, împreună cu el, s-a unit o mulțime mare de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haide să mergem până la Betleem să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei care i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind pe Dumnezeu și lăudându-L pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, când erau întocmai cum le spusese. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe toți cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești cu nimic mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul meu, poporul lui Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin să mă închin și eu lui. După ce l-a ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul și Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistelile și i-au adus darul: aur, smirnă și tămâie. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis
să nu mai dea pe la Irod. Și ei s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis și îi zice lui Iosif: scoală-te, ia pruncul și pe Maria, mama lui, și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și au plecat în Egipt. Amin.